Accidentul rutier petrecut în urmă cu câteva zile a determinat autoritățile locale să ia măsuri în ceea ce privește traficul rutier din intersecția străzilor Gheorghe Doja cu 1 Mai. Astfel, conducerea poliției rutiere și a serviciilor locale au acționat prompt și au amplasat limitatoare de viteză pentru a-i determina pe șoferi să respecte prevederile din codul rutier. După cum știți, alaltăieri am avut un eveniment rutier, din fericire, cu consecințe ușoare, dar puteam să avem acolo un eveniment rutier cu consecințe deosebit de grave. Acea zonă e o zonă concentratoare de evenimente și când vorbesc de zonă concentratoare, asta înseamnă o analiză pe ultimii 3 ani de zile, evenimente rutiere, începând de la pagube materiale, vătămare corporală de persoane. Având în vedere această situație, de la nivelul serviciului, împreună cu administrația locală, am căzut de acord să, pentru a evita pe viitor astfel de evenimente în acea zonă, să montăm reducătoare de viteză pentru a determina conducătorii auto să respecte regulile de circulație din zonă. Chiar dacă tijele metalice sunt amplasate provizoriu și nu corespund normelor în vigoare, reprezentanții serviciilor locale spun că au comandat deja limitatoare de viteză conforme care vor fi amplasate la începutul săptămânii. Acele limitatoare de viteză la care vă referiți, la intersecția străzii Gheorghe Doja cu 1 Mai, au fost montate provizoriu pentru a evita accidente. Provizoriu, 2 bare metalice vopsite ca să fie avertizare pentru cei care folosesc această intersecție, urmând ca luni să vină limitatoarele conforme care au fost deja comandate să fie montate în această intersecție. Pentru că siguranța cetățenilor reprezintă o prioritate pentru poliția rutieră, în perioada următoare, agenții de la circulație vor acționa în toate punctele unde frecvent au loc evenimente rutiere.